Astăzi o să vorbesc despre o nouă expresie legată de găini. Expresia de astăzi este a sta ca o găină ploată sau a umbla ca o găină ploată sau a sta <laughs> ca o curcă ploată. Această expresie înseamnă că o persoană este supărată tristă, nu are chef, e lipsită de energie, e cu capul în piept și așa, puțin uh, descurajat această persoană, descurajat, descurajată sau abătut, abătută. ok? Deci nu este o stare excelentă din potrivă, este o stare neplăcută de tristețe. Am găsit două citate din doi scritori români legat, legate de uh, uh, această expresie. Prima, primul citat este din Ion Creangă. Citez. Hai, nu mai sta ca o găină ploată, rămâi la mine în astă noapte și ți-o-i da eu vreun ajutor. Am încheiat citatul. Al doilea citat este din Ion Vinea. Citez. Adam îl privi pieziș. Devine agresiv. A stat ca o găină plouată și acum are veleități de cocoș. Am încheiat citatul. Deci această expresie a existat în limba română de mai mulți ani. E o expresie mai veche, nu este modernă, este legată de obiceiuri, de tradiții, de uh, lucruri actuale din cultura română um, și se întâlnește foarte des la, poate, la țară, poate în, um, of, poate este o expresie pe care cei mai în vârstă o folosesc. În vârstă înseamnă mai bătrân, da? Și... <laughs> Vreau să vă spun că eu am auzit această expresie de mai multe ori, eu nu o folosesc, dar contextul în care am auzit această expresie este un context în care um, prieteni, familie, cunoscuți folosesc această expresie și de multe ori spun ce stai ca o curcă ploată sau de ce stai ca o găină ploată, de exemplu, sau așa ceva. Sau umblă ca o găină ploată. uită te la el sau uită te la ea. Găinile, cred că această expresie vine de la faptul că găinile par foarte triste în momentul în care sunt ploate. Știți, găina este un animal care e acoperit de pene. Dar aceste pene nu sunt rezistente la apă. Waterproof. Nu sunt rezistente la apă. <laughs> În ce scuze. Asta înseamnă că găinile pot să fie sensibile la ploaie. Și când o găină este plouată, arată foarte tristă. Deci, vizual, observăm noi oamenii că această găină pare așa foarte abătută și uh, descurajată și tristă. De aici și expresia în limba română asta sau a umbla ca o găină, ca o curcă plouată. O zi excelentă și ne auzi mâine pe mini-podcast din nou. Numai bine!